În cele mai multe cazuri, lucrările efectuate în Giurgiu ori nu sunt finalizate la timp, ori sunt de calitate proastă, iar giurgiuvenii au de suportat disconfortul astfel creat. Este o situație care se înregistrează de mai mult timp, iar municipalitatea nu dă semnale că ar acorda mai multă atenție acestor aspecte. Consider că mai multă atenție din partea primarului municipiului Giurgiu este imperios necesară, pentru că, vedeți, acum cheltuim fondurile publice și sunt fondurile contribuabililor. Deci, dacă erau fonduri particulare, putea domnia să le cheltuiască cum dorește, dar fiind vorba de fonduri publice, trebuie să le cheltuiască și, dacă le cheltuiește, trebuie să le și urmărească. Sunt convins că sunt alocate sume pentru astfel de lucrări, însă trebuie să urmărească nivelul calitativ în funcție de cheltuielile pe care se efectuează. Tocmai asta, dacă îmi permiteți, tocmai asta contest și eu și subliniez neseriozitatea și superficialitatea primarului. Pentru că dacă dă dovadă de mai multă seriozitate în acțiunile întreprinse și mai multă atenție asupra urmăririi calității lucrărilor, și repet, sumele sunt îndestulătoare pentru executarea lucrărilor. Important este să se urmărească calitatea lucrărilor. Potrivit normelor în vigoare, firmele care execută diverse lucrări primesc autorizații de la primărie în condiții strict stabilite, care reglementează atât termenul de finalizare, cât și calitatea pe care ar trebui să o aibă lucrările. Astfel, municipalitatea ar trebui să verifice respectarea acestor condiții, dar realitatea arată că nu o face suficient de bine.